we fall out. That's how we fall out. That's how we fall out. That's how we fall out. Throw it up, throw it up. That's how we fall out. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, am niște vești foarte bune pentru voi. Astăzi, în magazinele Sephora din România, apare Fenty Beauty, brandul care a făcut furor peste tot în lume și pe care l-așteptam cu nerăbdare, sincer, pentru că m-am săturat să văd produsele doar pe Instagram și le voiam și eu. Așadar, ca să sărbătorim venirea brandului Fenty Beauty în România, am zis să fac un tutorial destul de simplu și rapid cu produsele pe care le am deja în premieră. Am fost foarte fericit atunci când le-am primit. Sunt apetisante, delicioase și muream de nerăbdare să le încerc. Așadar, dacă vreți să vedeți cum am obținut acest machiaj, stați aici cu mine. De obicei, pentru contouring folosesc pudră și acum voi folosi acest stick în nuanța Cocoa. Da, este un stick mat. Hai că m-am descurcat. Doamne, cât de bine arată. Mă așteptam să rămână așa o dungă neagră, să nu se mai întindă, dar arată foarte bine și natural, nu? Este foarte uscat atunci când îl pui pe tine, adică nu e cremos deloc și cu toate astea se întinde foarte fain. Îmi place tare mult, foarte mult îmi place, o să-l folosesc. Mai am aici două nuanțe, doamne. Foarte tare parte la sticurile astea, faptul că au magnet. Aș putea face treaba asta toată ziua. Anyway, astea sunt cele trei nuanțe. Cea roșie este un Shimmer Skin Stick. Cred că poate fi folosit pe post de blush. Ah, wow! Are și... Deci, dacă... Nu știu dacă se vede. Are niște sclipici auriu. Exact ca și highlighterul ăsta. L-am văzut la toată lumea. Abia aștept să mi-l pun pe față să văd cum arată. Hai, Ioana, focalizează-te așa. Oare să folosesc? Hai să-l încerc. Doamne ajută să-mi iasă ceva. Sper că fac ceva de treabă. Hai că mi-a ieșit ceva. Eu zic că arată foarte bine. Deși nu obișnuiesc să-mi pun blush în obrăjori, îmi dau seama că nu arată rău deloc. Am aici o pudră matifiantă care arată cam așa. Sunt curioasă dacă o să-mi lucească fața. Asta rămâne de văzut. Deși la cum se așează pe ten, aș spune că este o pudră rezistentă. Toate produsele Fenty, mă rog, produsele pentru față pe care le-am eu, au un finish mat și asta îmi place tare mult. Bine, în afară de acest shimmer stick care este puțin glowy, dar foarte puțin, discret așa. Sunt tare curioasă de paleta asta. Sunt două nuanțe, Sangria Sunset și Mimosa Sunrise. Le-am văzut absolut peste tot pe Instagram și scurează ce o să-mi iasă, pentru că nu sunt obișnuită să mă machiez cu genul ăsta de nuanțe.
vă las pe voi să vă dați cu părerea. Mie, personal, îmi place la nebunie. Bravo, Riri! You go, girl! Cred că am să încep să folosesc mai des nuanțele de roz, pentru că acum realizez cât de bine arată rozul cu ochii căprui. Folosesc acest eyeliner. Așa arată pensula la eyelinerului Fenty Beauty. Îmi place eyelinerul pentru că este foarte negru. Cred că de-aia se și numește Cause I'm Black. Este un negru foarte intens. Și mi se pare că are un finish ușor lucios. Pare că nu-i mat. Sau poate încă nu s-a uscat. Dar oricum ar fi, îmi place. Deci așa arată rujul ăsta. Acum am să aplic acest gloss bomb. Pentru final am păstrat cea mai frumoasă și mai strălucitoare și mai glowy parte. Trophy Wife se numește, Freestyle Highlighter. Chiar îmi doream să încerc acest highlighter, pentru că dintre toate produsele Fenty pe care le-am văzut pe Instagram, ăsta m-a impresionat cel mai tare. Am și o pensulă magică special concepută pentru highlighter. Este genială culoarea. Doamne, ador produsele astea, în special pentru design și pentru culorile folosite. Nude-urile astea mă omoară. Îmi plac la nebunie. No, bine, acum să vedem cum arată pe față acest highlighter. Mi-e și frică să pun mult, să nu exagerez. Vai de mine. Deci, nu știu dacă vă puteți închipui cât de puțin am pus și este foarte intens. Deci, da, acest highlighter este exact așa cum așteptam să fie. Doamne, cât de tare arată! I never felt something so strong. You were like my lover and my best friend. Sunt tare curioasă dacă ați încercat și voi produsele Fenty, iar dacă le-ați încercat, vreau să-mi spuneți părerea voastră în comentarii la acest video. Eu vă pup și îmbrățesc cu drag, ca de obicei. Și vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă urmăriți. Și sper să o faceți în continuare.